Cea mai norocoasă zi din februarie 2024, când este și cum să profiți de ea. În februarie 2024, din păcate, va fi doar o zi norocoasă. Desigur, acesta nu este un motiv să ne retragem și să nu mai fim activi. În general, luna va rămâne pozitivă, deoarece planetele își vor pierde doar puțin puterea creatoare. 6 februarie, Mercur trece în semnul vărsător. Mercur în este un moment incredibil de favorabil pentru muncă, cumpărături, comunicare, călătorii, relaxare și căutarea noilor hobby-uri. În ceea ce privește ziua de 6 februarie, în această zi astrele ne sfătuiesc insistent să nu fim leneși și să încercăm să facem ceea ce ne place și ceea ce trebuie finalizat cât mai curând posibil. Cei mai bogați, cei mai de succes și mai productivi oameni din data de 6 vor fi indivizi responsabili și curajoși. Mercur, planeta comunicării în eterul vărsător, ne ajută să ne exprimăm părerea, să privim din exterior și să nu ne fie teamă să credem în ceva mai mare decât noi înșine. Atinând și folosind această energie, putem vedea și înțelege că nu există nicio limită a ceea ce este posibil atunci când suntem gata pentru expansiunea pe care o aduce. Mercur învărsător împreună cu Pluto forțează o înțelegere mai profundă a situației, le oferă oamenilor creativi inspirație și îi obligă să lucreze pentru rezultate. Desigur, vom avea anumite dificultăți, având în vedere că în februarie 2024 vor fi mai multe zile potențial periculoase. Planetele ne recomandă să nu ne descurajăm, deoarece cu nivelul de responsabilitate și prudență adecvat, totul va fi stabil și bun. Nu ar trebui să se întâmple nimic critic. Vă doresc mult succes și stăpânire de sine! Fie ca norocul să nu se îndepărteze de noi în cele mai grele momente, dar să vină pe 6 februarie.